Am revenit în direct alături de profesorul Mircea Coșa și de fostul președinte al ANAF, domnul Geru Diaconu. Discutam despre ce se întâmplă la Ministerul de Finanțe. O să discutăm despre banii noștri, despre banii românilor. Pornind la o informație extrem de interesantă, Liviu Dragnea, același președinte al PSD, a făcut o postare extrem de interesantă ieri, în care a prezentat un document de la ANAF, de fapt, de la o direcție din cadrul ANAF-ului, care document, spune Liviu Dragnea, ar fi o dovadă a faptului că cei de la ANAF nu și-au lepădat vechile obiceiuri de a hărțui agenții economici, de a da amenzi pentru a-și face planul. Da? Asta este povestea lui Dragnea și Dragnea anunță fastuos că va impune acea lege a prevenției care va proteja pe români de abuzurile celor de la ANAF. Ei, asta coroborată cu faptul că pe surse a apărut deja informația că Viorel Ștefan, ministrul de finanțe, ar fi în vizor pentru a fi mazilit, pentru a fi remaniat, începe să fie o temă de discuție. Domnule Diaconu, ce reprezintă documentul ăsta, de fapt, prezentat de domnul Liviu Dragnea? Eu cred că intervenția domnului Dragnea este greșită, pentru că semnificația acelui document este, dacă vreți, diferită până la contrară interpretării pe care a dat-o dânsul în postare pe Facebook și cred că i-ar fi fost la îndemână să-l convoace pe domnul Tunaru, coordonatorul activității de inspecție fiscală, care i-ar fi explicat că în acel document sunt enumerați indicatori de performanță utilizați în activitatea ANAF-ului, cred că de la înființare, iar semnificația acestor indicatori este următoarea. Sigur, poate ar fi trebuit ANAF-ul să-și apere proprii angajați, să nu o fac eu cu acest prilej, tocmai pentru a evita controalele pe criterii subiective, în selecția pe baza analizei de risc, se extrag pentru verificare agenți economici asupra cărora, repet, prin aplicarea criteriilor de selectivitate, planează bănuieli întemeiate asupra ascunderii masei impozabile. Și atunci, știind că va trebui să îți îndeplinești un indicator care are un rol pur orientativ. Vorbim de atragere de venituri suplimentare. Nici vorbă despre amenzi, așa cum domnul președinte Dragnea... Asta e logica. Asta spune Liviu Dragnea, că în foamea asta de bani, de a aduce mai mulți bani la buget, cei de la ANAF ar reintroduce planul de amenzi, da? Și că ar începe să... Spun încă o dată, indicatorii de performanță nu se raportează la volumul amenzilor, mai ales la activitatea de inspecție fiscală. Semnificația acelui document, care era un document de lucru intern, nu era de a pune presiune pe agenții economici, ci a-i determina pe inspectorii fiscali ca în selecția pentru control să își selecteze cazuri relevante. Domnule Coșa, da, știți ce vreau să vă spun? În doamna asta, după bani care, până la urmă, e mare dificultate pentru PSD, pentru că are un program care se bazează pe niște sume de bani practic inexistente. Și atunci, în goana asta, va căuta să găsească niște țapi spășitori. Primul pe listă este ANAF. Adică, cred că se va da vina pe ANAF de dimineață până seara. ANAF-ul nu e stare, nu face, chiar cu lucruri de-astea care încep să fie grotesc. Uitați, ăla nu l-a luat pe ăla care a găsit în grădină o sumă de bani, fel de lucruri, ca și cea de acum. Păi da, e în stare ANAF-ul, domnule Coșa? Păi da, asta vreau să vă spun. Este o chestiune foarte simplă și orice economist cu pregătire medie o înțelege. Masa de impozitare depinde de structura economică a țării. Orice ar face domnul Geru Diaconu, care a condus ANAF-ul, sau oricine altcineva, nu se poate ajunge la un nivel dorit de acumulare, de colectare, pentru că economia românească nu creează lucrurile astea. Structura economiei românești creează valoare adăugată, care este sub media europeană. Este valoarea unei țări cu o industrie manufacturieră, cu o agricultură care de-abia merge și așa mai departe.
Deci, oricât ar presa, oricât ar face, oricât ar bloca conturi, un lucru pe care l-am criticat, oricât ar alerga după oamenii pe stradă ca să impoziteze, nu se poate, pentru că există o limită. Deci atunci când faci un buget, când promiți oamenilor că să le mărești salarii, pensii, etc., etc., trebuie să gândești de unde iei banii ăștia. Dar de la ANAF, mai mult decât un anumit procent, nu. România nu poate acum, când ne comparăm cu țările scandinave, aia nu știu cât colectează. Nu poate, pentru că trebuie să facă întâi o revoluție în structura economiei. Păi cum să facem? De unde să luăm banii ăștia? Chiar dacă impozităm... Domnule Coșa, dacă îmi permiteți un exemplu, apropo și de buget, pentru că răul inițial vine într-adevăr de la buget. L-am discutat aici cu domnul Diaconu. Aici este răul inițial. E ca și cum o familie de români, da, obișnuită, la începutul anului, în ianuarie, își bugetează. Draga mea soție, cât vrei să cheltuim anul ăsta? Și ea spune 150.000 de euro. Cam 15.000 de euro mi-ar plăcea să cheltuim pe lună până la sfârșitul anului. Și mai mult dacă se poate. Și spune, doamne, vom cheltui 200.000 de euro. Ei văd că prin aprilie-mai s-au cam terminat bănuții și n-au de unde. Și încep să alerge, să facă rost de bani ca să își permită, da, să cheltuie banii pe care i-au discutat și au convenit în luna ianuarie. Da? Asta e povestea, nu? Au prognozat un buget mai mare. Povestea e chiar mai gravă. Pentru că atunci când soția a zis că cheltuim atât, soțul a zis, acum câștig 10 sau 1000 de ron pe lună, ca să avem suma aia, va trebui ca să câștig de 10 ori mai mult. E bine, o să câștig. Și aleargă prin oraș să câștige. Dar nu poate să câștige. Că nu are de unde. Că nu lasă economia. Asta a fost și la buget. Bugetul și-a pus o sumă care a zis că trebuie ca să ajungă și a zis cum ajungem aici. Păi ajungem având o rată de creștere de 5,2%, când România era departe de 5,2%. Deci de la început a fost un fals, ca să zic așa direct. Orice, acum recuperarea acestei diferențe este aproape imposibilă. Uitați-vă ce s-a întâmplat alaltăieri. Guvernul a trecut prin guvern documentul de convergență reală, care a plecat la Bruxelles, 2017-2022. Dacă vă uitați la cifre, o să vedeți că multe sunt greșite, multe sunt luate din surse diferite, dar nu vă putea depăși o rată de creștere de 4 și ceva. Și atunci, și cu o depășire a deficitului. Și atunci, de unde e diferența asta? Nu știu, te ce faci? Mergi la ANAF și zici, adun banii. Păi de unde să aducă ANAF-ul banii, dacă structura economiei nu permite lucrul ăsta? Domnule Coșa, nu pot face următoarea inginerie? Nu pot colecta bani, nu pot să aducă bani, dar măcar să se împrumute. Păi, asta fac. Din informațiile mele, asta fac. Am strâns undeva din împrumuturi. 5 miliarde, am auzit. 5 miliarde de euro. De euro, bineînțeles. Și atunci, domnule Mănăstire, ceea ce trebuie ca să știe lumea, că lumea începe ca să se sperie. Domnule, lefurile mari vor fi. Pensiile se vor mări. Domnul Dragnea va fi urcat pe pedestal. Poate că PSD-ul va câștiga și alegerile. Dar costul este enorm pentru țară în viitorii ani. Asta trebuie ca să știe. Lumea se bucură și... Sub ce formă? Cum vor fi costurile astea? Împrumutul se plătește. Că îl plătești în 5, în 10 ani sau 20 de ani, tot îl plătești. Nu ne va ierta nimeni de asta. Cine plătește? Copiii dumneavoastră, nepoții mei? Ăștia vor plăti. Deci acum noi mâncăm pe credit. Ca asta face, mâncăm pe credit. Ne îmbrăcăm pe credit. Din anumite școli de gândire spun că nu ne putem dezvolta dacă nu ne împrumutăm, dacă nu trăim pe credit. Categoric, dacă ai capacitatea ca să returneze în timp și fără eforturi. Nu prin teoria Ceaușescu. Nu mai mâncați nimic ca să ne dăm banii adică, înapoi. Adică, dacă tot împrumuți bani, dacă măcar să investești, nu să-i mănânci. Împrumuți un leu, din el faci doi. Păi adică, noi luăm un leu și îl mâncăm. Deci poți să te împrumuți. Împrumută-te pentru autostrăzi, împrumută-te ca să modernizezi industria, școlile, spitalele, ce vrei. Pentru că atunci există o multiplicare a efectului. Sau dacă îl bagi în consum, ce faci? Strici balanța de plăți. Pentru că noi, de fapt, mâncăm pe import. Domnule Diaconu, revin la dumneavoastră și la experiența de la conducerea ANAF. Ați fost criticat acum ceva vreme, 2-3 ani de zile, pentru metodele folosite de ANAF, în special de la cei de la antifraudă, da, vechea poveste cu buticarii, da, a fost o campanie susținută și de presă, cu toate nuanțele de rigoare. Întrebarea este următoarea. E corect ce spune domnul Coșa, avem de unde strânge banii ăștia să facem bugetul, ca toate lucrurile astea frumoase, pensii, salarii, nu știu ce, să se mărească? Nu, domnul Mănăstire. De din ce? Momentul când a fost transmis Parlamentului spre aprobare proiectul de buget, eu am vorbit despre
împărțirea blănii ursului din pădure, citind și programul PSD-ului. După care a fost aprobat bugetul, am venit cu o analiză și știți, eu nu sunt atât de atent la abordarea academică pentru că tot ceea ce spune un spațiu public doresc să fie înțeleasă de marea masă a populației. Am venit și am spus fantezia veniturilor bugetare. Nu este posibil ca într-o perioadă de relaxare fiscală, să nu uităm, codul fiscal intră succesiv cu măsuri de reducere fiscală într-o perioadă de 3 ani de zile care au impact în colectare. Nu e posibil să-ți propui că vei colecta, spre exemplu, pentru veniturile administrate de ANAF cu vreo 12 miliarde mai mult când impactul reducerilor fiscalității însumau circa 8 miliarde. Deci trebuie să colectezi 20 de miliarde acoperi, de fapt. De a-i acoperi impactul relaxării fiscale. Mai mult decât atât, îți propui în buget atragerea de fonduri. Atenție, pe execuția bugetară contează fondurile atrase de instituțiile publice. De 22 de miliarde și vorbim de cadru financiar al perioadei 2014-2020 când nu ai nici măcar auditate instituțiile de management. Corina Crețu, comisarul european, domnule Deaconu, mă scuzați, a spus ieri sau alaltăieri că am luat zero exercițiu. Suntem la fondul zero, de coeziune zero, și, zero. Și fondul de dezvoltare regională. Dar aveai și exemplu execuției bugetare anului anterior, care este baza construcției bugetului pe anul în curs, când din fonduri europene s-a trăseseră 6,5 miliarde de lei. Bun, domnule și eu am estimat că PSD-ul la guvernare nu va avea circa 20 de miliarde de lei venituri. Imaginați-vă, asta înseamnă mai mult de 4 miliarde de euro. Păi au împrumutat, domnule Diaconu, că despre asta discutam. Până acum, în luna mai, suntem aproape la mijlocul lunii, au împrumutat undeva la 5 miliarde, 4,6 miliarde de euro, spun anumite surse. Domnul Mănăstire, deranjant nu este acest împrumut, care probabil a fost, știu eu, bine calibrat. Deranjant este că se încearcă coafarea realității și ascunderea cifrelor colectării. Eu am fost un critic vehement al guvernării tehnocrate, reiterez opinia că anul 2016 a fost, cel puțin la ceea ce s-a întâmplat în Ministerul Finanțelor și ANAF-ului, un an complet pierdut, dar nu mi-am imaginat niciodată că în anul 2017, având o speranță majoră în nou guvern, că lucrurile vor sta mai prost, repet, și din această perspectivă al ascunderii realității cifrelor. Dacă dumneavoastră vă aduceți aminte și ați amintit de faptul că am fost un personaj criticat pentru metodele agresive de combatere a evaziunii, știți că publicam lunar situația încasărilor raportate la program, raportate la realizările anului trecut, cât TVA s-a rambursat, cât s-a compensat, în așa fel încât sunt cifre publice, vorbim de bani publici. Domnul prim-ministru vine și afirmă oarecum triumfalist față de execuția bugetară a trimestrului 1, că are un excedent de 1,52 de miliarde de lei, deci stimați adepți ai austerității sau apostolii austerității, adică v-ați înșelat. Păi peste un miliard este TVA-ul care a fost amânat la rambursare și care sunt banii agenților economici. Sunt cifre comparabile nefăcute publice niciodată. De ce au amânat TVA-ul? Și atunci, tocmai pentru a coafa realitatea execuției bugetare. Și atunci când vezi că pe această realitate se suprapune o propagandă a, știu eu, majorărilor de salarii, a celor măsuri de oferire de beneficii tuturor categoriilor sociale din România, te întrebi de unde? Și ajungem la vorba domnului profesor Coșea, din ipotecarea viitorului României. De câți ani, domnilor, se întâmplă lucrul ăsta în România? Că ăsta este un never ending story, o poveste fără sfârșit. În ultimii 10-15 ani, asta a fost metoda de lucru, da? Vă contrazic, domnul Mănăstire. Împrumuturi și în 2015, trai neneacă și plată în viitor. În 2015, dacă vă uitați atent pe cifre, a fost primul an când au crescut concomitent colectarea ca valoare, ca sume absolute,
ponderea colectării în PIB, care este un indicator extrem de important, la acea dată 31-32%, și o să revenim la o astfel de analiză dacă o să vorbim despre legea salarizării unitare, și pe aceste două elemente de creștere am avut o scădere semnificativă a fiscalității. Niciodată acești trei indicatori nu au evoluat ca în anul 2015. Mă așteptam ca acest trend, ok, cu hiatusul din 2016, dar ca acest trend să continue. Vă asigur că lucrurile stau așa cum le-am subliniat în repetate rânduri în pozițiile deci publice sunt grave, pe care le-am da? Ne așteaptă avut. Probabil o remaniere a ministrului de finanțe în perioada următoare. Nu va repara nimic asta. Păi, nu știu, poate vine un alt ministru cu viziune, nu știu, domnul Orlando, care să spună, domnule, bugetul pe care l-am construit este nerealist, nu reușim să colectăm și regândim toată povestea. Asta ce înseamnă? Păi nu se înseamnă poate, rectificare negativă, tăieri de cheltuieli, nu? Nu se poate, ce pentru înseamnă? Că domnul Dragnea ne-a spus foarte clar că programul PSD-ului este perfect și că șansa României este să urmeze pas cu pas programul. Ce s-a întâmplat în lunile astea? N-a urmărit cineva programul? Ce explicație politic, dacă vine cineva și neagă bugetul, ceea ce este corect, economic, politic, este o palmă pentru PSD. Păi, domnule Coșa, vă aduc aminte că în ianuarie au susținut legea grațierii și acum, în mai, domnul Dragnea spune că nu mai e oportună legea grațierii, nu? Da, în condițiile astea vă recunosc că n-am niciun argument, pentru că față versul ăsta pe care îl practică acum, poate să meargă și la buget. Dar ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, de fapt, față de populația țării pe care o tratează ca plătitor de impozite și atâta tot, există o nesinceritate, dacă aș zice chiar irresponsabilitate. Oamenii și-au făcut niște planuri, au făcut niște programe, firmele și-au făcut business planuri. Ei, nu? Și aici, în momentul ăsta al discuției, intervine soluția celor de la PSD. De fapt, este soluția, din informațiile mele, găsită și moșită, gândită, de Darius Vâlcov. Domnul urmărit penal cu ceva probleme, arestat, domnul cu tablourile, fostul ministru de finanțe. Darius Vâlcov a inventat ceea ce știți deja de câteva săptămâni, se discută în spațiu public, impozitul pe gospodărie. Da? Adică, Vâlcov spune așa, sau școala de gândire din spatele lui Vâlcov, lărgim baza de impozitare, luăm bani de la cât mai mulți români, adică colectăm mai mulți bani și vom putea face acel program de guvernare având bani la buget. Și aici e întreaga nebunie. 25.000 de consultanți fiscali, portărerii care 35.000, spune domnul Deaconu, mă scuzați, rectificăm, portărerul care îți intră în casă, vede cât, dacă ai purcel, dacă ai vacă, câte televizoare ai, câte frigidere, ce mâncare ai, cât, unde stai, câți metri pătrați, începe nebunia. Domnule Deaconu, e o întreagă nebunie. În fiecare zi apar informații despre nebunia asta și nimeni nu se chinuie, da, de la finanțe, de la guvern, să explice ce au de gând să facă. Chiar vor să facă lucrurile astea? Vă aduceți aminte de povestea autostradei suspendate din București? Eu fac o analogie cu o autostradă suspendată peste Munții Carpați. E mai fezabilă și mai realizabilă decât implementarea din 2018 a impozitului pe gospodărie. Sub orice formă ar gândi o adepție acestei forme de impozit. De altfel, știți că eu am reacționat când au apărut primele, să spunem, idei pe piața publică privind introducerea acestui impozit. Între timp s-au repliat și sunt mai puțin vocali pe promovarea acestui impozit, pentru că probabil și-au dat seama că e o mare prostie, așa cum am calificat-o. Există un proiect oficial al Ministerului. Astăzi, sau acum, cred că ieri, cei mai bine cotați reprezentanți ai consultanților fiscale au avut o consfătuire pe această temă și vă spun ce s-a discutat nu în pozițiile oficiale, ci în discuțiile private. Au calificat această inițiativă ca fiind o imbecilitate. Sau așa cum am citit un ziarist, spunea pe vremea când unii folosesc circuitele integrate, noi ne întoarcem la tranzistor și la diodă. Un astfel de impozit aplicat, e drept, pe scară largă în Franța și în Statele Unite, pe lângă tradiția, pe lângă cultura fiscală sau economică alta a populației,
este muribund și va fi modificat în viitorul apropiat. Noi, deci ce renunță unii, încercăm noi să implementăm acum în România. Dar presupunând că bazele teoretice ale acestui impozit ar fi foarte bine conturate și structurate, realitatea administrării, eu cunosc capacitatea administrativă a ANAF-ului, face imposibilă aplicarea acestui impozit. ANAF-ul, din punct de vedere al sistemului informatic, și după tragedia anului 2016, când nu s-a mai făcut absolut nimic, funcționează la avarie. Vă puteți aștepta în orice lună ca să nu mai putem depune declarațiile fiscale în procedură informatică, pentru că pur și simplu sistemul poate colapsa. De programul cu Banca Mondială e quasi oprit, s-a acceptat o prelungire acestuia cu 2 ani de zile și noi ne trezim astăzi să venim cu o sarcină administrativă, repet, dincolo de incomoditatea pe care o va crea contribuabililor, vorbim de 7 milioane de contribuabili a căror venituri vor fi globalizate, creăm o sarcină administrativă imposibil de realizat de către ANAF. Domnule Coșa, să le explicăm telespectatorilor băbește cum ar trebui să se întâmple sistemul ăsta. Cum scrie la manual că se face treaba asta? Domnule Răsire, am aceeași părere ca domnul Diaconu. Da? Și am spus-o public de acum o lună și o de când a apărut. Nu se poate aplica. Dar acum, cum ar trebui să o facă? Sau care e ideea de bază? Cum funcționează în alte părți? Când a apărut această idee, recunosc că până atunci o știam din teorie, am pus și eu mâna pe documentare și am citit. Țara cea mai reprezentativă în Europa este Franța, care aplica așa ceva. Este noțiunea statistică de menaj, care ar corespunde întrucâtva la definiția care ne-a fost nouă dată prin televiziuni, nu în altă parte, persoane înrudite sau nu, care trăiesc sub același acoperiș. Franța este în alt stadiu de infrastructură fiscală, adică posibilitatea pe care domnul Diaconu o spunea de a ajunge la omul ăla pe cale legală, prin acte, informații sau altceva, e mult mai departe decât noi. Care au fost dificultățile? Dificultățile au fost legate de faptul că la un moment dat el devine restrictiv, pentru că apar niște mișcări de valori pe care nu le mai poate prinde sistemul. Gândiți-vă că în colectivul ăla de 2, 3, 4, 10 sunt mișcări permanente. Unul pleacă, se însoară și pleacă, altul vine, altul moare, altul se naște, divorțează, fel de lucruri. Au apărut dificultăți în evaluarea unui patrimoniu la preț de piață, pe regiuni și față de prețurile Uniunii Europene. Valorile n-au putut să fie puse cap la cap. Dacă cineva... Să exemplificăm, deci o casă în Cluj... Eu vă spun ce am înțeles, pentru că n-am văzut niciun text. Da. Așa, dacă eu am o casă în București și o casă în Cluj, ANAF-ul, să zicem, ca așa, ca persoană globală fiscală, nu poate să mă pună pe mine direct într-un loc, pentru că el nu are datele mele puse într-un singur loc. Trebuie să meargă și într-o parte, trebuie să meargă și în altă parte. Păi și mă impozitează de două ori și la Cluj și la București sau cum? Au fost cazuri foarte multe în Franța, încă din 1996, când au fost și procese pe tema asta, legat de cetățenii europeni care aveau dublă naționalitate. Adică erau englezi care lucrau în Franța, germani care lucrau în Italia, în sfârșit. Deci un lucru foarte greu de pus cap la cap, din punct de vedere tehnic și metodologic. În al doilea rând, deocamdată, și aici domnul Diaconu cred că e cel mai bine pus la punct cu sistemul, deocamdată sistemul nostru de impozitare încă n-a ajuns la epuizare potențială, el încă lucrează. Ca să-l schimbi cu ceva care aduce chiar o pierdere pe un an probabil de venituri, anul de tranziție, cu cheltuieli foarte mari, e un lucru pe care nu-l înțeleg. De ce să facem asta acum? Mai mult decât atât, rolul pe care îl are acel individ, consultantul fiscal, care este polițist, este agent electoral, ce este, ce face, cum vine el. Deci lucrurile sunt atât de complicate încât ar trebui ca să ne gândim foarte serios la o cerință pe care cineva trebuie să o facă, nu știu cine, față de Ministerul de Finanțe, să ne prezinte doar măcar un draft, ca să vedem și noi cum au gândit ei lucrul ăsta. Ideea de care ziceți, pare domnul Vâlcov, nu știu dacă pare domnul Vâlcov, cu extinderea acestei mase, nici ea nu e foarte corectă. De ce nu? Pentru că ideea este să strângem
cât mai mulți bani de la cât mai mulți oameni ca să întregim bugetul ăsta care pentru nu, că și aici nu prea iese. Corecteze, domnul Giacomo. Există dificultatea sau contradicția între colectarea la sursă și colectarea după evident, un an și ceva. Evident. Adică la sursă i-ai pus mâna pe bani. După un an și ceva nu mai știi ce faci. Cultura omului pune român în fiecare lună ceva deoparte ca să plătească peste un an. Când impozitul global la sfârșitul anului? Greu de crezut. Deci sunt lucruri care deocamdată, cu oamenii care mai vorbesc și eu, pe care îi mai cunosc din diferite locuri, este o chestiune care apare ca fiind ceva aruncat pe piață ca să se discute. Domnule Coșa, adică, vă repet informația și pentru domnul Diaconu. Când au făcut programul de guvernare, când au gândit bugetul ăsta pe anul 2017, au avut în vedere că știau și ei că era întrebarea naturală. Totuși nu sunt oameni duși cu pluta pe la PSD. Nu, au făcut bugetul ăsta cu pensii, cu salarii mărite cu, și așa mai departe, s-au întrebat între ei și de unde face rost de bani. Ei, soluția miraculoasă era exact povestea asta cu impozitul pe gospodărie, da? Care să aducă mai mulți bani și pe viitor și să poată da bugetele astea mari ca să le permită PSD-ului să fie foarte generoși. Asta a fost gândirea. La care s-a mai adăugat și o speranță nerealistă de urcare extraordinar de mult a accesării fondurilor europene. Asta e o glumă. Cine accesare? Eu știe mers, foarte lumea. Păi, dar gluma este și impozitul pe gospodărie. N-au din 12, cum spunea domnul Diaconu, informații repetate aici la dosar de politician. Nu au acreditate unitățile de management. De asta înseamnă că tot programul este o glumă. 10 din 12, cred că 2 sunt sau ceva de genul ăsta. Da? E o bătaie de joc. Toată lumea știe că anul ăsta nu se vor atrage fonduri europene. Poate în 2018, da, din vară încolo, dacă fac proiecte, dacă își autorizează agențiile, dacă Uniunea Europeană va mai funcționa așa, dacă mai merge UE, dacă ne mai dau bani ăia de la UE. Vedeți, pentru că domnul Iacu nu a ridicat problema cu salarizarea unitară. Iar e și asta o glumă până la urmă. Pentru că pe termen mediu, asta duce la o degenerare a mediului economic fantastică. România pierde locul în competitivitatea globală. Mi-a spus cineva, domnule Coșa, apropo de salariul ăsta. În momentul de față, dacă se păstrează lucrurile astea și se vor implementa, este de 1000 de ori mai tentant să lucrezi la stat. Și de unde vine problema? De unde vine problema? Pe lângă faptul că la stat, dacă primești 2000 de lei, să spunem, pe lună, practic de banii nu muncești aproape deloc, la privat, și asta este și argumentul celor care zice, domnule, plec la stat, pentru că pe banii ăia, de fapt, nu prea muncesc. La privat, pentru banii ăia, sunt hămălit de dimineața până seara, pentru că în mediul privat, da, fiecare patron trage cât mai mult. Ce se întâmplă cu mediul economic? Da? Și-au dat seama că distorsionează mediul economic? Nu, îl depotentează, își pierde potența. Pentru că deocamdată noi trăim, a apărut studiul Ziarul Financiar și Patronatul, arată că noi trăim, noi ne alimentăm bugetul din sectorul privat al economiei materiale. De acolo. Nu de la stat. Și nu are nici cum, pentru că din servicii nu creezi valoare. Deci e foarte clar că acest atentat la sectorul cel mai important al economiei, într-o perioadă de timp, eu estimez la un an, jumătate, doi, va duce la o migrare masivă, cum spuneți dumneavoastră, și început. De la cabinetele medicilor de familie, asistentele medicale pleacă în spitale. Marile companii își pierd oamenii de valoare, iar până la urmă, această ridicare a salariilor numai într-o parte, în sectorul public, face ca economia să fie debalansată din punct de vedere al convergenței reale, la care noi tot două discutăm, adică să ajungem mai aproape de miezul Uniunii Europene. Efectul pe termen mediu a acestor lucruri este foarte negativ. Și acum, ca să fie clar, nu sunt împotriva ridicării salariilor, ele trebuie să fie ridicate. Ele trebuie să fie ridicate proporțional cu creșterea productivității și a puterii economiei românești. Nu că altfel cum. De unde iei bani? În al doilea rând, trebuie să crească în funcție de prioritizarea utilității activităților. Ce este mai important în România? Medicina,
sau în învățământ, autostrăzile sau mai știu eu ce. Pe la noi tot că, este important, domnul Coșa, că n-avem de niciunele. Pentru că nu s-a făcut prea mult și atunci ar trebui să faci. Dar o gândire pe priorități și pe etape trebuie ca să existe, că altfel nu poți să împarți banii un nimica la nimica. Deci, domnule Diaconu, revenind la dumneavoastră, la cine ați spus până acum, lucrurile nu sunt deloc roze. Așadar, avem cei de la ANAF nu pot colecta bani, din motivele care le-a spus dumneavoastră. Avem așteptările astea pe buget. Au crescut salariile în domeniul public. Ăsta este un cocktail, care este o bombă cu efect întârziat, care când va pușca? Aveți experiență, știți cum merg lucrurile, că aici nu se întâmplă de pe o zi pe alta. Am asistat în ultimele 2-3 luni la un asalt mediatic pe măsurile din programul de guvernare. Eu am trăit 30 de ani în comunism și de fiecare dată când se lua o inițiativă în spațiu public, se raporta la programul Partidului Comunist Român. Trăiesc parcă aceeași senzație. Pe mai mult decât atât, apropo de consecințele unor măsuri negândite asupra echilibrelor macro și asupra echilibrului bugetar în principal, am aceeași senzații ca în reclama... Știți, români, stați liniștiți, FNI lucrează pentru tine. Români, stați liniștiți, PSD-ul lucrează pentru tine. Nu este posibil să vii cu o inițiativă de genul celei a impozitului pe gospodărie, concomitent cu majorarea substanțială, chiar dacă e etapizată a salariilor din sistemul bugetar, concomitent cu un proces de relaxare fiscală, concomitent cu obligația încadrării în ținta de deficit, atenție, am fost printre puținii care am semnalat că deficitul calculat după metoda cash a anului trecut se va duce către limita maximă 3% și am primit comunicarea recent pe metodologia ESA de la Comisia Europeană. Același lucru mă simt dator să-l fac și astăzi. Este imposibil ca aceste măsuri să poată fi aplicate concomitent. Și acest demers propagandistic este, dacă vreți, nu numai deplasat, dar și ușor inconștient. S-a susținut în spațiu public, revin la ideea majorării salariilor în spațiu bugetar, că ce e așa un mare pericol? România cheltuie 7% din PIB pentru salarizarea personalului bugetar, în timp ce media europeană este undeva de 11-12% din PIB. Așa este. Nu mi-a venit a crede că un ministru poate face o astfel de afirmație, sigur, cu texte, cu tent manipulatoare pentru cei care sunt mai puțin inițiați. Domnul Mănăstire, în spațiu comunitar, media colectării veniturilor în PIB este undeva de 40-45%. În România, în acest an, o să ajungem undeva la 25%. 12% din 25% înseamnă enorm față de 12% din 45%. Diferența asta de la 25 la 40 la o țară civilizată, ce este? Evaziune? Este economie neagră? Nu. Altă relevanță are această diferență. Noi cheltuim din total colectare cam o cincime, cam 22% în limita acestei ponderi de 7% pentru salariile bugetarilor. Restul asigură funcționarea statului, construirea infrastructurii și așa mai departe. Dacă creștem ponderea de la 7% la 12%, spunând că ne încadrăm în media comunitară, dar menținem ponderea colectării în PIB, o să ajungem să cheltuim jumătate pentru salariile personalului din buget. Cu ce va funcționa statul român? Adică, și atunci, în instituții, hârtie, tonere, lumină, ăla, la cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli cu investiții și așa mai departe. E descalificant o astfel de metodă propagandistică. Nu poți veni să manipulezi opinia publică mizând pe, repet, faptul că sunt mai puțin inițiați. Ne învârtim în jurul acestei chestiuni legate de colectare. Cum creștem colectarea de 25 la 40 ca o țară civilizată? Punem din nou portăreii de la ANAF după oameni? Care e șpilul? Cum rezolvăm chestia noi asta? Noi avem în continuare, în pofida unor pași pe care i-am făcut în combaterea evaziunii, un decalaj fiscal major, mai ales în materii de TVA. Cred că cifrele actualizate arată că astăzi nu colectăm circa 30-35% din TVA-ul ipotetic datorat. Și am văzut o inițiativă a Ministerului pentru Mediul de Afaceri de a facilita înființarea a mii de firme la aceeași adresă.
Știți care era situația în România cu firmele fantomă până în anul 2014-2015 când deci am atacat? Concluzia este înainte de pauză că se fură în continuare la TVA, să o zicem, paia românească. Imens! Da? Și dacă am colectat, da, am venit la media comunitară de 12% necolectare la TVA, am avea o rezervă de creștere a cheltuielilor, dacă nu vrem să creștem taxele propriu-zis. Da. Mai e timp la pauză? Nu, luăm pauză de publicitate și continuăm. Da. Da. A, se fură la TVA. Ceea ce știam, numai că nimeni nu prea rezolvă chestiunea asta. Luăm pauză și revenim. Am revenit în direct alături de Gelu Diaconu, fost președinte la ANAF, și domnul profesor Mircea Coșa. Discutam despre banii noștri, despre colectare, despre salarii, despre ce se întâmplă. Bun, la ce să se aștepte, să se aștepte românii, domnule Coșa, în perioada următoare? La o creștere evidentă a salariilor și a pensiilor. Asta este bine, punct alb pentru PSD. La o debalansare a contului curent, adică a balanței de plăți, ca să fim mai explicit. Ceea ce probabil nu interesează pe toată lumea. Da, sună așa mai teoretic, exact. Nu interesează. Deci o să avem mai mulți bani, asta e bine. Însă eu cred că începând cu primăvara anului viitor, vor începe restructurări masive în sectorul public. Vor da oamenii afară. Vor da oamenii afară. Din companii sau din instituții publice? Probabil că și din companiile cu capital majoritar, dar din instituții, din fel de fel de ministere, din fel de fel de agenții și așa mai departe. Chiar și din administrația publică, de la poștă, probabil, că s-a vorbit că sunt supraaglomerați, pentru că vor încerca să împartă banii pe care iau în așa fel încât să-și respecte angajamentele. Problema este că noi nu suntem pregătiți, România, pentru reconversia sau pentru recalificarea acestei forțe de muncă care iese din sistem. Deci, pe lângă faptul că vom cheltui în plus cu ajutoarele de șomaj, creăm o dramă extraordinară la nivel social, și probabil că lucrurile vor exploda cumva. Dar mai este un lucru la care trebuie să ne gândim. Și anume că deocamdată noi nu avem niciun fel de gândire în legătură cu ce se va întâmpla cu Uniunea Europeană. Niciun fel. Așa pentru este. Pentru că aici se întâmplă niște schimbări foarte importante. Foarte importante. Dacă cineva, pentru că am văzut că se discută foarte superficial, dacă cineva ar fi citit programele celor care au candidat, dar aici lăsăm pe aia care au pierdut, îl luăm pe domnul Macron. Domnul Macron are o idee fixă și centrală, și anume Europa va fi salvată prin întărirea sistemului euro. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că euro va fi o zonă din ce în ce mai închisă, mai consolidată, rămânând la o parte voluntarist, că n-ai cum să-i ajuți pe aia care nu sunt, treaba lor să mai dezvoltă cum pot și ei. Adică noi. Adică noi. Iar politica noastră externă și gândirea de viziunea noastră ar trebui să gândească cum pune în practică ceea ce a declarat și domnul prim-ministru și mulți alții. Și anume că, domnule, noi trebuie să fim europeni, trebuie să mergem acolo. Cum? Păi trecând la euro. Păi suntem pregătiți, domnule Coșa, pentru așa ceva? Până acum vreo 2-3 luni, dacă mă întrebați, vă spuneam, domnule, o să coste foarte mult, nu e așa bine, lăsați-o, mai ne gândim. Acum eu sunt partizanul trecerii la euro pentru că e singura noastră șansă ca să rămânem acolo. Dacă nu am pierdut trenul. Ne ducem la margine și dusul ăsta la margine înseamnă consolidarea poziției României de țară marginală din punct de vedere al pieții unice europene. Oricodată nimeni nu discută despre asta. Ce facem? Avem vreun plan? Avem vreo strategie? Vă spuneam și repet, cel mai mare surpriză pe care am avut-o, nu numai eu, pentru că am discutat și cu alții, este faptul că acest document extraordinar, care a apărut acum 2 zile, care a plecat la Bruxelles arătând ce facem noi din până în 2022 ca să ne consolidăm fiscal, convergența reală, adică nu amintește nimic de un program de trecere la euro. Domnule Diaconu, pe final, apropo de colectare și de bugetul României și de ce vor face oamenii ăștia, credeți că o să facă rectificare negativă? Că nu vor avea bani, pe ce ați spus până acum. Nu pot fi decât două scenarii de luat în calcul. Unul este cel pe care l-a menționat domnul profesor, o austeritate foarte accentuată, și primele semnale au venit. Aceste tentative de plafonare a indemnizațiilor de creștere a copilului, de reducerea cheltuielilor instituțiilor publice cu 50%. Astăzi, cheltuielile cu salariile la vasi
majoritatea instituțiilor publice sunt subbugetate pentru anul acesta. Astăzi cunosc instituții care își plimbă mașinile, autoturismele în trafic fără RCA, fără sau și cu cauciucurile de asigurare. Evident, uitați-vă pe execuții, cheltuielile cu bunuri și servicii au scăzut față de aceeași perioadă anului trecut. Deci scenariul austerității este nu numai plauzibil, ci deja inițiat. Un al doilea scenariu care pentru mine ar fi ca și o chestiune de rușine națională, noi în 2019 vom deține în perioada ianuarie-iunie președinția Consiliului Uniunii Europene. Cum vă puteți imagina România în situația de a fi supusă unei proceduri de deficit excesiv tocmai în 2019, perioadă până la care ar dura inițierea acestei proceduri, nemai întâlnit astăzi în spațiu comunitar? Noi ne-am construit bugetul cu venituri fanteziste, pornind de la limita acceptată, nu asumată, că noi ne-am asumat un MTO, vă aduceți aminte, da, prin semnătură. Suntem un stat neserios când una spunem și alta facem. Ori procedura de deficit excesiv va avea consecințe dincolo de acea rușine națională, pentru că s-ar suprapune sau ar fi în apropierea perioadei când deținem președinția Consiliului European, ar avea consecințe imediate în finanțările cu fonduri UE. Ca să nu mai vorbim de posibila sancționare cu 0,2% din PIB. Aceste două scenarii sunt aproape sigure, dincolo de orice propagandă manipulatoare și dincolo de orice demonstrații la tablă cu măsurile din programul PSD, unele din ele foarte bune, numai că e necesară o calibrare, un reglaj fin al acestor măsuri. Am văzut o întrecere în a prezenta că am introdus în primele două luni 40 din cele 52 de măsuri din un program de guvernare, aplicarea, implementarea lui trebuie să aibă în vedere cadrul financiar avut la dispoziție. Dacă ai bani, nu te poți arunca în gol schimbând filozofia impozitării cu o fantasmagorică ipoteza impozitului. Dar, domnule, că suntem pe final, domnule Coșea, măcar, exact cum spunea domnul Coșea, măcar avem o garanție. O să se mărească salariile din domeniul public, da? O să avem mai mulți bani. Ce urmează după? Dumnezeu cu mila. Mulțumesc că ne-ați urmărit, mulțumesc domnilor pentru prezență, ne revedem mâine, 7:30, dosar de politician. O seară bună, numai bine!